Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Este o zi în care adevărul iese la suprafață, este o zi de conștientizări și, da, este o zi de eliberări. Și asta e absolut fantastic. Chiar comunicarea ne-ar putea ajuta foarte mult și curiozitatea. Curiozitatea asta care e bună, da, e bună, ne ajută să investigăm, ne ajută să aflăm tot felul de lucruri, doar că, ce să vedeți, posibil chiar să rămânem surprinși de rezultat. Facem acolo o mică mare investigație, dar rămânem și surprinși de rezultat. E ceva la care nu ne așteptăm. Dar poate să fie și o zi cu eliberări. De ce nu? Este un moment cu foarte mare predispoziție spre închideri. Spre închideri. Avem puterea, data de 8, da? Și arcana majoră, moartea, bineînțeles. E o zi în care pot apărea conflicte, pot apărea discuții în contradictoriu. Poate să fie și o zi cu pasiune și o zi în care în sfârșit avem curajul să facem ceea ce ne place. În sfârșit avem curajul să fim autentici, să fim sinceri și să alegem cu sufletul. O zi în care răbdarea nu prea este la ea acasă, din acest motiv, în general, oamenii vor reacționa în tot felul de moduri care mai de care mai ciudate, iar energia generală este arcana majoră, lumea, care vorbește despre o eliberare, vorbește despre un final karmic și treaba asta cu karma e mare, da? Nu e doar o relație karmică în viața asta, sunt și chestiuni din viața de zi cu zi pe care e nevoie să le faci. Da? Acum, poate să fie și o zi de resetare, atenție, pentru fiecare dintre noi. Însă, ca treburile să iasă bune, să fie liniștite, e nevoie de adevăr, de sinceritate, răbdare, iubire, foarte important acest aspect. E bine să ne ascultăm puterea noastră interioară pentru a ne elibera dintr-o situație. Să știți că este o zi care predispune la succes, la bucurie, la eliberare, așa cum spuneam. Și chiar o zi în care ne putem bucura de viață. De ce nu? Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să cauți și zodia și ascendentul, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și de asemenea te invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, că în weekend, repet, avem evenimente foarte intense care deja se simt. Pluto se întoarce în Capricorn, Mercur merge și el în Gemeni, deci se întâmplă chestii, dragilor, și trebuie să fim atenți, da? Trebuie să știm așa dinainte cam ce am putea să facem, cam cum am putea să ne jucăm cu energiile respective. Bun, și începem cu berbecul. Pentru tine, uite, e o zi în care partea bună a lucrurilor vine printr-o discuție cu o rudă sau printr-o discuție cu persoana iubită, printr-o discuție cu un prieten. E o zi în care ai de făcut tot felul de drumuri. Dacă ești într-un grup de oameni, tu vei fi persoana care va lua atitudine, care va discuta, care va deschide subiecte. Da? Poți să rezolvi ceva legat de un drum sau ceva legat de o mașină pentru unii berbeci, iar pentru alții văd foarte multe conversații online sau conversații la telefon. Un adevăr pe care îl afli privind un prieten, privind banii, privind aprecierea pe care tu o primești din partea celorlalți. În sfârșit îți dai seama cât ești apreciat sau în sfârșit îți dai seama cât anume ar trebui să apreciezi o situație. Pot fi schimbări bruște legate de bani, așa că foarte mare atenție. De asemenea, pot fi schimbări bruște pentru voi legate de stabilitatea viitorului, adică știați voi sigur că ceva e într-un fel și uite că astăzi vi se arată că nu e chiar așa. Nu e chiar așa povestea. Hai să vedem. Poate să fie vorba despre dragoste pentru alți berbeci. E viitorul unei situații pe care tu o credeai foarte stabilă. Bineînțeles și conflicte care pot apărea în relația cu prietenii. Apoi avem noi 9 de spade, 7 de bâte. Cineva se luptă aici pentru o situație. E un moment în care lupți foarte mult pentru pasiunea ta, pentru o dorință. Unii berbeci chiar intrați în contact cu persoane care sunt ceva mai active. Lumea, foarte frumos. O legătură aici cu zodii fixe pentru unii dintre voi. Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.
Dar e o zi așa cu eliberări, o zi în care primești o veste bună, în sfârșit te liniștești, deci stresul ăsta pe care l-ai se mai calmează, se mai liniștește. Unii puteți să aflați niște vești privind o călătorie îndepărtată. Apoi avem asul de cupe. Este un moment în care tu vei experimenta noi emoții, o veste bună pe care o primești, o veste de pace, de liniște și tot asul ăsta de cupe vorbește despre o posibilă nouă persoană care poate să apară în viața ta. Zodia Taur. Dragi Taur, ce faceți astăzi? Că e o zi cu foarte mari surprize. În primul rând, partea bună a lucrurilor este că fie primiți niște bani astăzi, fie vă simțiți foarte mult apreciați de către ceilalți. Unii puteți să discutați serios despre o avansare sau despre un nou loc de muncă. Discuții de asemenea destul de plăcute în relația cu o persoană importantă din viața ta și bineînțeles că e un moment de conștientizare pentru tine privind reputația ta, privind valoarea ta și uite că ești pus în fața faptului împlinit să faci schimbarea, să spui sincer ce gândești, să arăți celorlalți cine ești cu adevărat. Să te expui așa în societate. Pentru unii tauri pot apărea conflicte în relația cu șefii sau în relația cu partenerul de viață, în relația cu o rudă. Da? O surpriză pe care o ai din partea unui vecin important, nu știu. Cinci de spade pentru tine și trei de monede. 10 de monede, da, dragi jetauri, ceva nu vă convine privind munca, privind o activitate într-un grup de oameni, privind casa voastră. Unii tauri chiar e posibil să vă simțiți neîndreptățiți, fie la locul de muncă, fie într-un grup de oameni din care faceți parte. Avem Cavalerul de Cupe care vine cu o ofertă către tine, cu o propunere, poate din punct de vedere emoțional, dar tot Cavalerul de Cupe îmi spune mie că unii tauri e posibil să vă dați seama că ceva nu mai funcționează și că trebuie să mergeți în altă direcție. Apoi avem doi de spade, o lipsă de comunicare pentru tine în această zi, dar și o decizie importantă pe care tu o vei lua. Dacă e vorba de o întâlnire, întâlnirea nu este, da, să spun așa, chiar atât de tensionată, cât mai degrabă e un moment în care conștientizezi niște lucruri și nu prea știi ce să spui. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi e o zi ceva mai liniștită, doar că mari sunt surprizele pentru voi. O zi foarte bună pe meditație, o zi foarte bună pe studii, o zi foarte bună pe acte și e o zi în care ai o încredere în tine absolut fantastică. Și vezi că e important de menționat faptul că poți materializa mult mai ușor tot ceea ce tu gândești astăzi. E un moment în care simți că strălucești. Cineva îți spune, uite, ai avut dreptate și gata, atât. Trebuie, te simți super bine. Surprize mari, dragi gemeni, undeva spre seară, surprize care, uite, țin așa de străinătate, surprize care țin de o călătorie îndepărtată, surprize care îți pot aduce tot felul de conștientizări, da, în fața ta, afli un secret, iei o decizie la rece, dar nu sunt chestiuni pe care le poți controla. Atenție! Vei afla niște lucruri care îți cam schimbă puțin ideile, principiile tale de viață, modul în care te manifesti. Puterea, asul de monede. Patru de bâte și o legătură cu zodia Leu pentru unii gemeni. Bun, văd aici o bucurie mare privind un proiect, privind o călătorie, poate chiar este o bucurie, privind o petrecere la care vrei să mergi sau o vacanță, știu eu. Puterea vorbește despre o luptă de orgolii sau despre un moment în care această bucurie, această vacanță sau această petrecere, acest eveniment, da, îți oferă foarte multă energie. Asul de monede, se pare că e o zi în care fie reușești să rezolvi ceva din punct de vedere financiar, fie este o zi în care mergi într-un loc nou, faci niște chestii noi. Ți se oferă în sfârșit acea dovadă, iar ultima carte, doi de monede, ți se oferă dovada și nu prea știi ce să faci. Ești pus în fața faptului împlinit, dar nu este ceva negativ pentru tine neapărat. Chiar e o zi destul de liniștită pentru tine, să știi. E ca și cum ți-ai dori și tu o chestie de la univers și îți oferă două și nu știi ce să alegi, nu știi ce să faci. Da? O zi în care dai bani, primești bani și
Uite că poate să fie o zi pentru tine destul de liniștită, decent. Zodia Rac. Dragi raci, ziua încă este intensă, încă este profundă pentru voi, nu neapărat într-un sens negativ, dar uite că sunteți foarte prinși pe niște activități, fie cu o persoană dragă vouă, fie aveți niște chestiuni de rezolvat în legătură cu banii, în legătură cu moștenire. Unii pur și simplu sunteți prinși acolo pe un proiect care v-ar putea oferi mult mai multe oportunități față de cum aveți voi în momentul de față. E un bărbat acolo care vă agită, care vă oferă mult de muncă sau care vă surprinde printr-o felul de activități. Partea bună a lucrurilor este că ai o intuiție absolut fantastică și ar fi bine să asculți primul gând care îți vine în minte în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație. Mai departe, este o zi în care vei afla de o închidere bruscă sau de o schimbare bruscă a unui plan de viitor. Afli un adevăr în legătură cu un prieten, în legătură cu un proiect, în sfârșit conștientizezi încotro poate să meargă situația respectivă. Unii raci, fiți atenți la mesajele pe care le primiți pe telefon, ce postări vedeți pe site-urile de socializare. E ca și cum vedeți acolo ceva care vă șochează destul de mult. Asistați la o discuție surprinzătoare pentru unii raci. Regina de cupe pentru tine și îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni pentru unii, dar văd aici foarte mari emoții privind o relație de iubire sau privind o pasiune pe care o ai. Uite, dacă ești rac și ai o pasiune, astăzi posibil să te ocupi mai mult de acele aspecte, însă e clar că și o poveste de iubire, o relație aici e destul de intensă, e destul de profundă pentru tine astăzi. Soarele, o legătură cu zodia Leu, dar și multă bucurie văd aici pentru tine, multă armonie, o veste bună pe care o primești privind o relație. În sfârșit, uite, se clarifică ceva, da? Se clarifică ceva, aflăm un adevăr, conștientizăm ceva. Vedeți că e o situație non-conformistă, da? Care e destul de ciudată, adică nu v-ați fi gândit la așa ceva, că Uranus cu asta vine. Lumea, ultima carte, o bucurie foarte mare privind o călătorie, privind finalul unei etape. Lumea vorbește despre eliberare, despre o închidere karmică și tot lumea aici să știi că vorbește despre faptul că ai ocazia să avansezi sau ai ocazia să te eliberezi dintr-o poveste. Zodia Leu. Dragi lei, un prieten astăzi vă ajută în legătură cu niște probleme care țin de acte sau o discuție cu un prieten v-ar putea ajuta foarte mult să vă rezolvați situația în care sunteți. Pe de altă parte, este o zi în care veți avea foarte mult curaj să comunicați, să spuneți lucrurilor pe nume, veți fi foarte, foarte prinși și chiar veți avea curajul să deschideți o discuție privind viitorul unei relații, privind viitorul unui contract, privind viitorul vostru în general vorbind. Foarte bună relație aveți astăzi pe zona internetului, deci lucrurile se pot desfășura destul de rapid, însă e o zi în care ai o surpriză foarte mare din partea unei persoane din casă, din familie sau o surpriză care ține, cum să-ți spun eu, de un șef sau poate e o surpriză legată de muncă pentru alții lei. Deci, pe acolo apar tot felul de chestiuni ciudate. Poate să fie o persoană cu autoritate din viața ta, care te va surprinde printr-o decizie, printr-o conversație. Valetul de bâte, 2 de monede. Nu prea știi tu aici ce să faci, da? E un moment în care, uite, te bucuri de viață, te bucuri de ceea ce ți se oferă, dar financiar eu nu văd stabilitate, da? Chiar văd foarte multă instabilitate de ceva timp. Văd aici foarte mult entuziasm din partea ta și chiar o dorință de a acționa într-un mod nou. Și atenție puțin pe distracție astăzi. Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și o legătură cu o persoană care este sigură pe ea, pe care te poți baza, este cineva care e stabil din punct de vedere financiar. E un moment în care ți se spune, uite, hai să vedem partea practică a lucrurilor. Bun, toată lumea te aplaudă, dar unde-s banii? Ce faci? Te culci flămând? Ultima carte, Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară.
Se pare că e o zi cu foarte mare înțelepciune pentru tine, o zi în care îți vei conștientiza poziția și este o zi de schimbări pentru tine. Poate o persoană mai în vârstă te-ar putea ajuta sau o persoană care este ceva mai retrasă din fire. Zodia Fecioară. Pentru tine este o zi bună pe muncă, chiar vei primi apreciere din partea șefului sau poți să discuți serios despre o avansare, iar cei care aveți legătură cu zona instituțiilor publice, astăzi totul se rezolvă mult mai ușor față de cum v-ați fi așteptat voi. Mai mult decât atât, e o zi în care, indiferent ce vei face, lucrurile îți vor ieși foarte, foarte bine, doar că uite că undeva spre seară ai o surpriză acolo, da? O surpriză care ține de străinătate, o surpriză care ține de o inovație la muncă. E un moment în care ți se demonstrează că teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica și nici practica cu teoria. Ceva acolo îți scapă, ceva te surprinde. Unii puteți să primiți o veste total surprinzătoare sau puteți să rezolvați o situație foarte rapid. Însă e o situație care o să vă lase așa puțin mirați, da? O să rămâneți așa puțin destul de șocați, mă rog, aș spune eu. Nu neapărat negativ. E ca și cum cineva tu ți-a spus, uite că fac asta, fac cealaltă și tu ai spus, ei, așa, și lasă, că o să se facă. Și uite că acum se face. Schimbare bruscă, da? Un apel telefonic, un mesaj, o veste. Hai să vedem, dragi fecioare, și atenție și pe sănătate undeva spre seară, nu neglijați partea asta. Hai că mai e puțin și iese luna de acolo, ce să facem? Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță, dar și valetul de spade. Este o zi în care studiezi foarte mult o problemă financiară sau este o zi în care cineva e cu ochii pe tine. De asemenea, dacă aștepți un răspuns din punct de vedere profesional, acesta poate să vină mult mai ușor în ziua de joi. 3 de cupe, o bucurie pe care o ai, o întâlnire cu niște persoane dragi ție, o ieșire pe care o faci în parc sau undeva anume. Apoi avem valetul de monede, îți poate intra o sumă de bani, dar este o zi bună pentru tine pe studiu, pe analiză, dar pe partea practică a lucrurilor. Lasă teoria, vezi practic ce e în cazul respectiv personalizat în situația respectivă. Fie că ai de reparat ceva prin casă, fie că e ceva mai important de atât. Da? E ceva mai mare de atât. Poate e vorba de o relație pentru unii dintre voi. Posibil și acest lucru. Partea practică a lucrurilor. Asta vi se cere. Intrați în contact cu persoane tinere astăzi, pe cei mai mulți dintre voi. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, iubirea e la ea acasă, aveți chef de distracție, sunteți puși așa pe fapte mari, aveți o susținere foarte mare pe zona actelor în ziua de joi și sunteți foarte bine susținuți și pe zona străinătății. Deci fie sunt răspunsuri pe care le primiți, fie pentru alții dintre voi discutăm despre un moment în care o problemă din relația cu persoana iubită se poate rezolva printr-o călătorie sau prin a aborda lucrurile la un nivel mai înalt, la un nivel superior. Uite, este și un moment pentru tine în care îți crește foarte mult încrederea în tine, în ideile tale. Ai foarte multă susținere din partea unui bărbat, poate să fie un prieten de-al tău, vezi pe acolo că cineva te poate ajuta și e o zi așa în care vezi că ai parte de o surpriză foarte mare, de un adevăr, o discuție care are loc. Poate să fie și un conflict, dar conflictul ca și conflictul. Ideea e că se află un adevăr, se produce o eliberare care are legătură cu o afacere, un copil, persoana iubită, pentru balanțele care sunt singure. Ei, cineva poate să apară atunci când vă așteptați mai puțin. Deodată se rupe ceva, se eliberează ceva acolo. Nu e o zi neapărat negativă pentru voi. Chiar e o zi drăguță. Poate să fie și un moment pasional care apare, dar asul de monede, doi de cupe. Un nou loc în care mergi împreună cu cineva sau o stabilitate mai mare în cadrul unei relații. Fie este vorba despre o relație nouă, fie este vorba despre o altă dimensiune a unei relații. Este o dimensiune în care nu prea sunt atât de multe sentimente, ci mai degrabă e vorba de activități practice între voi. Puteți să semnați un nou contract unii. Apoi avem
Eremitul, o conexiune cu zodia fecioară, e o zi de foarte mare înțelepciune pentru tine în care vei vedea niște detalii care îți pot schimba viața sau uite, te poți sfătui cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Pentru unii văd așa o zi cu liniște în relație, o zi cu plictiseală până acum. Ultima carte, valetul de cupe. Deci fii atent, este o zi în care tu poți lua niște decizii extrem de importante. Valetul de cupe vine cu vești bune, cu vești de pace, de liniște. Și mai mult decât atât, uite, e un moment în care îți dai seama că treci la un alt nivel. Da? Unii poate aveți niște activități de făcut împreună cu cineva. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, hai că nu mai stă mult luna pe acolo și iese. Ideea este că e o zi pentru voi în care sunteți foarte prinși într-o discuție cu un bărbat important din viața voastră. Și acum, fie că e un părinte, că e șeful, că e partenerul de viață, că aveți treabă pe la vreo instituție. Vedeți că sunt chestiuni intense, profunde acolo pe care le discutați. Pot fi chestiuni legate de cheltuieli, de bani, de moșteniri, de împărțiri de bunuri, bănci pentru alții. Dar este o zi în care toată povestea asta îți ocupă foarte mult timp. Și uite, mare o să-ți fie surpriza din partea partenerului sau din partea unei persoane din familie undeva spre seară. E vorba de ceva ce se întâmplă foarte brusc și care te surprinde și e posibil să nu-ți placă inițial. Poate un adevăr care se spune, o decizie care se ia, pentru că da, e o perioadă în care pentru voi relațiile se transformă. Și acum depinde și ce faceți cu transformările astea, că puteți să reparați relația. Eu nu spun că toți scorpionii se despart. Alții, da, dacă știți că nu mai merge, nu mai merge. 10 de spade. Da, e ceva profund acolo ce aveți voi de rezolvat cu persoana respectivă. E o persoană importantă din viața voastră. Poate să fie un mic, mare scandal, dar nu e pentru toți. Valetul de monede, 3 de cupe. Păi, dragi scorpioni, și cu 10 de spade, ceva aici se închide, ceva se transformă. E un final legat de zona studiilor sau un final legat de bani. Da? Finalul unei etape, nu știu. Cineva merge și analizează o poveste. Valetul de spade, mult spionaj astăzi, multă curiozitate. Vedeți că dacă vă apucă vreo curiozitate să faceți vreo muncă de detectiv, țineți-vă bine că veți rămâne total surprinși. Și nu neapărat într-un sens negativ. Apoi, ultima carte, 8 de bâte. Multe conversații pe care le aveți, multă pasiune, multă bucurie, tot 8 de bâte înseamnă și acel moment în care în sfârșit te eliberezi, da, te simți bine. Vei avea foarte multe discuții în ziua de joi, tu. Foarte multe discuții. Se poate reaprinde o flacără într-o relație, da? Sau, știu eu, poți să cunoști pe cineva, pentru unii văd și o întâlnire așa mai ascunsă, mai ciudată. Acum nu știu ce faceți fiecare. Zodia Săgetător. Pentru tine e o zi foarte bună în relația cu rudele. Uite că e cineva acolo care îți oferă un sfat, care te ajută. O zi foarte bună pe negocieri pentru cei mai mulți săgetători și e și o zi bună în relațiile cu ceilalți. Dacă ai de rezolvat ceva legat de o mașină sau ceva legat de un drum, acum e momentul. Tot această zi, uite, vine cu un adevăr legat de muncă, cu o surpriză pe care o ai. Atenție puțin și pe sănătate undeva spre seară și atenție în discuțiile în contradictoriu care pot apărea la muncă din senin, fără să faci absolut nimic. Acum, niște discuții pe care, uite, le poți avea cu o rudă, da? Privind locul de muncă, privind poziția în care te afli, privind o problemă de sănătate. Atenție puțin și în relația cu rudele, pentru că pe acolo ceva nu e în regulă. Bun, îndrăgostiții și doi de spade, o conexiune cu zodia Gemeni. Aici văd o lipsă de comunicare într-o relație, dar și un fel de, nu știu, de pauză din asta, da? Parcă, nu știu, jucați ping-pong cu vorbele, cu cuvintele. Ceva nu mai funcționează în relație de iubire, în poveste respectivă. Apoi avem aici 5 de cupe. Se pare că, uite, cineva are regrete, cineva nu poate să uite un trecut, cineva se uită doar spre partea goală a paharului.
Ultima carte, Roata Destinului. Se pare că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție, total neașteptată pentru tine, dar este vorba fie despre o relație, fie despre o pasiune pe care tu o ai privind un proiect, privind o situație. Curiozitatea asta o să ne facă pe toți joi să rămânem destul de surprinși. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, ce faceți voi? Că e o zi liniștită pentru voi, așa în mare parte. Uitați, dacă aveți ceva de făcut, sunteți foarte bine apreciați de către șefi, de către persoanele importante. Chiar, uite, e o zi pentru tine foarte bună pe muncă, pe bani, deci poți fi recompensat pentru ceea ce faci. Sau toată lumea te aplaudă, da? Și spune bravo, uite, foarte bine ce ai făcut. Chiar o zi benefică. Surpriza vine din partea unui copil sau din partea persoanei iubite. Poate să fie un moment ciudat legat de zona speculațiilor financiare pentru voi. Bine, și în general în lume, dar în special pentru voi. De asemenea, dragi Capricorni, e un moment așa în care spațiul vostru, să spun așa, e destul de iritat. Aflați o chestie care e benefică financiar, dar vă lasă puțin destul de surprinși. Deci nu uitați că sunteți într-o perioadă în care trebuie să învățați, da? O perioadă de studiu, după cum spuneam, Saturn pe acolo pe unde e. Chiar și ideea aceasta de comunicare, de ce nu? Vi se cere să fiți ceva mai sinceri, să fiți ceva mai detașați. Doi de cupe. Și marele preot, wow, o legătură cu zodia Taur. Aici văd că e o zi pentru tine în care vei comunica cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult și de asemenea e o zi în care poți să porți niște discuții destul de interesante. Chiar uite, este o zi în care poți să semnezi un contract sau poți să te întâlnești cu o persoană dragă ție. Primești foarte multă apreciere și ai foarte multă protecție. Apoi avem 10 de cupe. Casa și familia sunt importante pentru tine și bineînțeles că o rudă ar putea avea un rol în viața ta foarte important în această zi de joi. Niște planuri, niște strategii. Ultima carte, Cavalerul de Spade. Cum spuneam, e cu surprize. Apar discuții în contradictoriu, apare un adevăr care vine așa spus, pac, deodată. Și rămâi și tu surprins, spui bun, dar de unde și cum? Ei, dragi Capricorni, cum spuneam, lucrurile sunt bune, doar că trebuie să vă mai deschideți și voi în fața unor anumite situații. Da? Unii posibil să aflați o veste oficială. În cadrul unei relații, în cadrul unei povești de iubire, aici la fel, poate ți se pregătește o surpriză sau poate rămâi și tu surprins de reacția persoanei de lângă tine, că tu știai că ceva sigur și acum te trezești că nu mai e. Sau invers. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, iar e despre voi, doar că astăzi sunteți foarte bine susținuți în relația cu un copil și în relația cu persoana iubită. Este o zi foarte bună în care aveți foarte multă creativitate și de asemenea vă puteți concentra foarte mult pe plăcerile voastre, pe bucuriile voastre, oricât de mici ar fi ele sau oricât de mari. Uite, e o zi în care o să-i surprinzi puțin pe ceilalți privind o situație în care te afli. Fie discutăm despre relația cu rudele, fie discutăm despre o conștientizare pe care o ai. E ceva acolo brusc, da, care se închide pentru tine. Pentru cei mai mulți simt că voi sunteți cei care surprindeți oamenii și nu neapărat ei pe voi. Asta undeva spre seară. Un mesaj, un apel telefonic, ceva acolo se întâmplă. Nu știu, te sună cineva și îți spune un anumit lucru. Luna pentru tine și Marea Preoteasă. Foarte multă intuiție văd aici, foarte multe secrete, lucruri ascunse. O legătură văd cu zodia Rac, Scorpion sau Pești. Și bineînțeles că e o zi în care, așa cum spuneam, e bine să-ți asculți intuiția, să-ți păstrezi credința. Și chiar dacă inițial lucrurile nu sunt foarte clare, ele se rezolvă. Valetul de Bâte, o bucurie pe care o ai, o activitate nouă pe care o faci. Pasiunea, da, care crește într-o relație, mai văd aici, pentru alți vărsători. Iar ultima carte, Cavalerul de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Uite, poate să fie o zi în care poți să rezolvi niște chestiuni legate de o poveste de iubire printr-o activitate nouă pe care o faci.
E important aici să faci pace cu trecutul ăla odată pentru totdeauna. Și atenție la o persoană care are niște dependențe, care întrece măsura, care are niște adicții. Atenție puțin pe partea asta. Văd și o persoană puțin imatură. Zodia Pești. Dragi Pești, pentru voi e o zi cu foarte mari surprize. În primul rând, sunteți foarte prinși pe o activitate pentru casă și familie sau sunteți foarte prinși pe o activitate care să vă ofere vouă mai multă stabilitate privind partea profesională. E ca și cum vă închideți acolo în casă pentru că aveți de lucrat la un proiect pentru muncă sau unii Pești chiar vă simțiți obosiți și atunci tare bine ar fi să vă odihniți pentru că e mult mai ok așa. De asemenea, astăzi să știi că mai afli un adevăr sau te trezești cu un apel telefonic și rămâi și tu surprins sau ieși până la magazin și te întâlnești cu cineva și mai vezi și vreo scenă care e destul de ciudată. Vezi că e un moment în care trecutul bate la ușă. Încearcă să-l lași acolo sau dacă vrei tu neapărat să te revezi cu persoana respectivă, fie că e un prieten, că e un vecin, poți să faci acest lucru, dar cu intenția de a face pace cu trecutul și nimic mai mult. Nimic mai mult. Un moment de conștientizare, un moment de adevăr pentru tine. Zece de monede, doi de spade. Se pare că familia și casa sunt importante pentru tine în această zi. De asemenea, văd o lipsă de comunicare. Da, cu ceilalți. Poate să fie un moment în care, așa cum ți-am spus, te retragi puțin tocmai pentru a sta tu cu tine. Apoi avem aici arcana majoră, diavolul, o conexiune cu un capricorn. E un moment în care, așa cum spuneam, trecutul bate la ușă, traumele bat la ușă, trebuie să le deschizi și uite că da, dacă vrei să faci asta, vei avea niște surprize foarte, foarte mari. Apoi, ultima carte pentru tine, 5 de monede. Atenție puțin și pe sănătate în această zi de joi. Încearcă să nu te supra-soliciți, dar pentru unii dintre voi văd că veți hotărâ să lăsați un anumit obicei mai puțin plăcut în spatele vostru, să renunțați, da? Tocmai pentru a vă crea această stare de stabilitate. Nu vă băgați în conflicte legate de bani, legate de sănătate, nu încercați să țineți de cineva anume pentru că nu e ok. Da, foarte interesant. Cineva din familie, nu știu, sau o persoană dragă vouă v-ar putea surprinde astăzi. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. De asemenea, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat acestui canal. Dacă n-ați făcut-o deja, vă invit să o faceți, știți că este total gratuit. Vă mulțumesc pentru că distribuiți videoclipurile, dar și pentru că recomandați canalul persoanelor dragi vouă. Mă ajută foarte, foarte mult acest lucru. Vă îmbrățișez cu mare drag pe toți și vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă, în care să ne eliberăm, o zi în care să știm și noi odată pentru totdeauna cum stau lucrurile, că e prea complicat așa cu ascunzișuri.